În primul rând vreau să vă mulțumesc că ați dat curs invitației unității de implementare în cadrul acestui proiect, ați dat curs invitației de presă. Evenimentul de astăzi comportă un caracter de sensibilizare a opiniei publice referitor la importanța stratului ozon și ce ar trebui noi să facem ca să-l protejăm, pentru că soarele ne dă viață, stratul de ozon o face mai frumoasă. Evenimentul este organizat în contextul că s-au împlinit 35 de ani de la semnarea protocolului de la Viena, Convenției de la Viena, și 33 de ani de la protocolul de la Montreal. Republica Moldova a luat parte la aceste convenții în 96. Ele presupun mai multe acțiuni care le face guvernul în vederea protejării stratului de ozon. Deci, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că eșalonat, noi interzicem importul în Republica Moldova anumitor substanțe chimice care se conțin în echipamentele frigorifice, în aerele condiționate și așa mai departe. Deci asta este activitatea care o face guvernul pentru a suprima eșalonat aceste substanțe care dăunează stratului de ozon. Am înțeles. Da. Și domnișoara, să ne vorbească? Domnișoara, da. Bună ziua, mă numesc Otomanu Leza, sunt coordonator Unității Naționale Ozon. Unitatea Națională Ozon a fost creată în 1999 în vederea coordonării eforturilor guvernului de a implementa programele de reducere eșalonată a gazelor care distrug stratul de ozon. Respectiv, în competența unității noastre constă anume în acordarea guvernului suport în ceea ce stă de implementarea planurilor date, implementarea de proiecte de asistență în domeniul dat și monitorizarea rezultatelor reducerii eșalonate a substanțelor care distrug stratul de ozon și raportarea acestor rezultate către Secretariatul Convenției de la Viena. Puteți să ne dați și niște cifre? Da. Vreau să menționez că primul plan de reducerea eșalonatelor a substanțelor care distrug stratul de ozon a fost elaborat încă în anul 1999, atunci au fost scoase din uz anumite substanțe. În anul 1996, de la 73 de tone s-a redus până la zero, adică deja nu se mai importă gazele clorocarburile. În 2016 a fost elaborat un nou plan de acțiune, un nou program național de reducere a hidroclorofluorocarburilor. De la 17 tone care au fost calculate media anilor 2016, deci acum am redus până la 11 tone, iar până în 2040 ne propunem ca în genere să scoatem din circulație substanțele date. Ați vrut să adăugați? Da, am vrut să adăugăm. Deci, în principiu, protocolul de la Montreal cere, el are 5 amendamente. Noi le-am implementat în legislație 4. A rămas decât unul, cel de la Kigali, care acum sunt în comisiile parlamentare, se prezintă, respectiv eșalonarea suprimată a substanțelor, a complexului de substanțe chimice care îl prevede protocolul la Kigali, va intra în vigoare în 6 ani, în 6 ani, respectiv începând cu 2026, noi o să începem să interzicem treptat sau să limităm treptat importurile de aceste substanțe în Republica Moldova. Pentru că aceste substanțe nu sunt produse de Republica Moldova, aceste substanțe efectiv se importă și ele se importă atât în cadrul acestor utilaje care vin în țară sau tranzitează, sau separat se mai importă pentru mentenanța instalațiilor de aer condiționat sau frigidere industriale. De exemplu, în Germania, peste câțiva ani vor interzice dieselul în general. În Republica Moldova se prevăd asemenea acțiuni? Nu am discutat acest subiect la nivel de guvern. Nu cunosc. Deci nu s-a discutat, nu se prevede la această etapă. Fiindcă, până la urmă, mașinile sunt cele care distrug cel mai mult sau gazele care le elimină. Bine, gazele de eșapament au un efect devastator asupra calității aerului pe care le... Și nu doar. Da, inspirăm. Și nu doar, da, este un complex de factori care acționează. Acum, dacă ar fi să limităm toate brusc, cred că am distruge și economia și am avea de suferit din punct de vedere economic mulți dintre noi. Respectiv, toate aceste suprimări eșalonate se fac, mă repet, eșalonate. Mulțumesc. Mulțumesc.